Capitolul 4. Liga animalelor. Noa stătea lipită de peretele grotei, încercând să treacă neobservată. Zagor era înconjurat de câteva animale ce voiau să intre în grații. Cu capetele plecate, îi vorbeau mieros, cerșind o privire aprobatoare. Vulpoiul era însă preocupat de felul în care erau pregătite lucrurile și privea peste capetele tuturor. Un urs rostogolea o piatră mare ce urma să fie folosită pe post de podium. La intrare, doi porci mistreți cercetau atent ceața dimineții. Pădurea încă adormită era scufundată într-o liniște care, împreună cu răcoarea acelui ceas, făcea somnul să fie atât de dulce și culcușul atât de plăcut. Dar nu toate vietățile pădurii dormeau. La gura grotei apărea tiptil pe nesimțite cât un animal care, după ce zăbovea puțin cu paznici de la intrare, se alătura adunării. Erau acolo animale pe care Noa nu le mai văzuse niciodată. Nu păreau deloc prietenoase, iar privirea lor îi provoca fiori în stomac. Ar fi fugit, dar picioarele erau cuprinse de un tremur nervos. Îi trecu prin minte că nu e decât un vis. Multe din stările ce îi răscoleau acum sufletul erau scoase din adâncurile ei doar de acel vis, iar privirile acelea îi erau atât de familiare. Fraților, strigă Zagor, în curând va fi lumină și noi trebuie să fim gata. Nu se mai auzea decât răsuflarea unora. Lumina nu va mai lăsa loc întunericului. Toți cei care se vor trezi prea târziu, abia în miezul zilei, vor fi orbiți și vor rătăci căutând adăpostul timpurilor de odinioară. Rătăcirea lor va expune pădurea și ne vor face slabi în fața unui dușman necunoscut strămoșilor noștri. Așa este, încuvințară cei din primele rânduri. Zagor vorbea cu siguranța celui ce se știe ascultat. Pauzele prelungite aveau menirea să te facă să înțelegi importanța celor auzite. Toleranța nu înseamnă acceptare. Armonia în care trăim de secole nu ne-a schimbat blana și nici ghearele. Colții noștri încă cresc mari și ascuțiți. Da, așa este, strigare în cor. Suntem niște animale, ridică glasul Zagor, a cărui privire se întunecă. Animale, începu să scandeze mulțimea. Noa era înmurmurită. Zagor se transformase. Nu mai era acel lungan flușturatic. Mi se făcu rușine că îl judecase atât de aspru. Pentru mica vulpiță, aceste animale mari și puternice ce își hrăneau spiritul din ideile lui, ofereau dovada clară că Zagor era un alt fel de animal. Poate că asta însemna să fii rebel. Dar de ce tatăl ei nu-l plăcuse? Animale vii, sălbatice și vii, continuă Zagor, accentuând fiecare cuvânt, apăsându-l odată cu fiecare pas. Coboruse de pe piedestal. Toate privirile-l urmau. Se îndreptă încet spre Noa. De ce tace pădurea când e vorba de uciderea a doi membri ai comunității noastre? Întrebă Zagor mulțimea. Trebuie spus în acest punct al poveștii noastre, drag ascultătorule, că în pădure nu se vorbea deloc despre moarte. Când simțea că îi se apropie sfârșitul, fiecare animal se îndrepta spre un cimitir aflat într-o vale, departe de privirile celorlalți. Ajuns în dreptul lui Noa, Zagor îi întoarse acum spatele și privea mulțimea de animale. Pentru că ne-am obișnuit să murim singuri. Considerăm ca datină sfântă cruțarea celor dragi. Să nu sufere, să nu vadă. Unde pleacă bunicul? Întreabă un pui. Se duce undeva departe, îi se răspunde. Apoi când într-un târziu va descoperi oasele tuturor strămoșilor pădurii, acolo în Valea Morții, se va întreba de ce nu i s-a spus adevărul. Ca mai apoi să urmeze supus același drum pe care au călcat și părinții săi. De ce? Se trezi strigând Noa.
În sfârșit, durerea îi țâșnea din inimă. Auzind discursul lui Zagor, crezu că durerea îi prindea viață și în alte trupuri, micșorându-se astfel prin împărțire. Micuța a făcut doi pași și era acum lângă Zagor, privind discoditor mulțimea. Vulpoiul o privi cu coada ochiului. El avea ideile, stâlpii de rezistență pe care se putea construi noua societate. Totuși, era conștient că acestea nu erau de ajuns. Frica și durerea unesc mulțimea mai tare decât orice altceva. Ceea ce i s-a întâmplat lui Manias, i se putea întâmpla oricui. Cei mai expuși erau cei mai mari dintre ei. Un șoarece se va putea ascunde sub o creangă căzută la pământ, o pasăre își va lua zborul. Dar un urs ce va face? Sau un zimbru? Într-o lume normală, curajul se confundă cu forța, dar acea lume normală murise odată cu Manias, iar ei simțeau asta. Lumina dimineții prindea putere. Noa alerga cât o țineau picioarele. Din cauza lacrimilor nu vedea prea bine. Dar ce ar fi putut să o lovească mai tare decât neîncrederea celor din Liga Animalelor? Picioarele erau amorțite. Evită în ultimul moment un copac, dar nemai având puterea de a se opri la timp, alunecă într-o vâlcea ce aduna apa scursă din pădure într-un mic lac. Copacii care se încăpățânau să trăiască în ciuda rădăcinilor inundate, își arătau trunchiurile dezgolite de scoarța ce putrezea pe ei. Rănită în orgoliul de fica unui martir, scâncea înghemuită. Regăsise acea ultimă privire a tatălui ce se năpustea peste omul vânător, acolo în grotă, pe chipurile acelor străini. Poate de aceea o duruseră atât de tare vorbele lor. E doar un copil. Se sperie și de umbra ei. Nu va avea curaj să înfrunte nici măcar un șoricel. Iar Zagor tăcuse. Nu i-a luat apărarea. Se uitase doar la ea, ca și când i-ar fi dat de înțeles că trebuie să demonstreze că nu mai este un copil. Nu înțelesese tot ce se discutase, dar reținuse ce era mai important. Scandările "suntem animale" și "pădurea suntem noi" îi răsunau încă în minte. Strigau și băteau din picioare. Pământul se cutremura. Planul Ligii era clar. Toate animalele de la periferia pădurii trebuiau înlăturate, astfel încât omul vânător să nu mai fie atras de pădure. Și chiar dacă acesta s-ar fi aventurat în adâncul pădurii, acolo animalele ar fi putut să lupte pentru viața lor. Fugise înainte să audă planul de luptă, dar când toți cei din ligă vor vedea de ce este în stare, nu se vor mai îndoi de ea, gândea micuța. Erau lucruri nemai auzite. Un animal să atace alt animal. Dar în mintea micuței noua lucrurile păreau să aibă logică, pentru că toate lucrurile și toată existența ei se învârteau în jurul acelui hău, uciderea părinților. Acolo se întâmplase, în lizieră. Cu siguranță iepurii și celelalte ligioane mici care sălășluiau acolo îi atrăseseră pe vânători. Acele animale trăiesc liniștite în timp ce părinții i-au murit. Am să le arăt eu cine este fica lui Manias, își înghiți plânsul Noa în timp ce se ridică de jos. Apa oglindea un verde lucios, întretăiat de culorile răsăritului. Două lumi, o singură realitate. Mintea îi traducea cuvintele lui Zagor și, cu cât credea că înțelege mai multe, cu atât era mai sigură de drumul ales. Sunt un animal.